cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Ieri seară am avut senzația că am întinerit. M-am uitat în paralel la două meciuri de fotbal din Liga Campionilor și mi-am adus aminte că la un moment dat se juca fotbal și în România și că aveam echipe și ziceam, vai, dar ce frumos e și cum e și ce ar putea să fie. De acolo, după aceea, am mutat pe niște posturi de știri și am văzut marile dezbateri electoralo-parlamentare pe subiecte foarte importante în România. De exemplu, interzicerea păcănelelor în orașele sub 15.000 de locuitori, în localitățile sub 15.000 de locuitori. Înseamnă că am rezolvat o mare problemă. Oamenii nu mai stau să-și aleagă norocul la păcănele și îl vor alege probabil la vot. Am făcut o introducere pentru emisiunea de astăzi, care se va desfășura într-un format restrâns. Eu și domnul senator Răzvan Cuc, bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, vă mulțumesc mult pentru invitație. Într-adevăr, am putea spune că seara a fost una, ar trebui să fie finala... Două finale au fost, finale, practic. Da, meciuri impecabile. Problema dumneavoastră a fost că v-ați dat și la știri. Trebuia să rămâneți strictamente la meciuri. De formație profesională. Chiar mă uitam la Manchester cu Real. Știți, mi-aș fi dorit să nu se termine meciul, da, exact. să mai dureze încă, să ajung în prelungire. Cu prelungire, da. Ziceai, domnule, să mai rămână și nu vă mai uitați nici la știri atunci, probabil. Și nu știu dacă ați văzut atmosfera. Da. Și dacă ați văzut oamenii zâmbitori, bucuroși că participau la un asemenea eveniment și, cum să spun, legați, da, de ceva. Da, cred că și atât bine, jucătorii sunt de un profesionalism, aș spune, ridicat. Și ar trebui toată lumea să ia exemplu, vorbesc cei care râvnesc la un asemenea standard. Absolut. Dar și suporterii se pare că sunt, știu să trăiască meciul, ca să zic așa, nu cu patimă, ci cu pasiune. Da. Acum, dacă tot vorbim de echipe și dacă tot vorbim de profesionalism, dacă tot vorbim de lucrurile astea, haideți să vedem că dumneavoastră faceți parte dintr-o echipă... Din echipa potrivită, să spun așa. Dumneavoastră faceți parte dintr-o echipă la Neamț, care acum a intrat, ce să mai ascundem, suntem în campanie electorală, chiar dacă nu aia declarat-o oficial. Și în Neamț, spre deosebire de alte județe unde este pace și prietenie, în Neamț este doar pace și armonie, ca să spun așa. Ar fi și prietenie dacă ai avea cu cine. Da. Și sunt foarte curios să văd ce se întâmplă, că dumneavoastră răspunde și de o zonă anume din județ, numită Valea Muntelui, dar faceți parte și dintre comunicatorii de la PSD Neamț și probabil că ne puteți spune cam care este situația acum în acest moment în partid, cum decurg lucrurile prin județ și care sunt lucrurile pozitive pentru PSD. Pe alea negative nu mi le spuneți decât după emisiune, ca să pot eu să le folosesc. O să încerc să mă gândesc și la cele negative, deși nu prea îmi vin în cap. Dacă vreți, vă pot ajuta cu două, trei lucruri. Acum știți cum e, cine nu muncește, nu greșește. Absolut. Vis-a-vis de campania electorală, campania electorală pentru un politician care dorește să aibă succes în alegerile care urmează la fiecare 4 ani, trebuie să înceapă de-a doua zi în momentul în care a fost ales, iar campania electorală se face nu pe vorbe, ci pe proiecte. Pentru că așa practic îți fidelizezi și oamenii încep să creadă în tine și să-ți dea votul și pe termen lung. Pentru că orice proiect de anvergură nu se poate face în... Aici vorbim de proiecte la nivel de județ, nu proiecte locale. Că proiecte locale, un asfaltare, o asfaltare de drum, nu știu, construcția unei grădinițe, unei alte construcții, se poate face în 4 ani, dar uitați, cum vorbim de o construcție gen noului spital, asta nu se face, se pornește într-un mandat și se termină în alt mandat. Într-adevăr, săptămâna trecută a avut loc
Consiliul Politic Național s-au validat toți candidații pentru toate OAT-urile, pentru toate comunele, orașele din județul Neamț. Echipa este închegată, pregătită de luptă, pregătită de câștig. Nu mai reiau partea care o știți deja, cred că de la toți comunicatorii care vin la dumneavoastră în emisiune, știm foarte bine cum stau sondajele, dar acum deja lucrurile sunt, aș spune, v-am mai spus și la emisiunea precedentă, urmărim ponderea scorului să fie una destul de mare, tocmai pentru a reuși să atragem cât mai multe fonduri pentru județul Neamț, pentru că știm foarte bine că un scor bun pentru orice partid care câștigă automat îl plasează și pe poziție favorabilă vis-a-vis de negocieri care le poți face pentru fondurile care le vei primi în județ. Trebuie să nu ne mai ascundem. Contează foarte mult câte voturi aduci atunci când te duci la om, la masa negocierilor. Și aici vorbim de fondurile care sunt de la nivel de la nivel de buget de stat, pentru că la nivel de fond de proiecte europene, altă discuție. Chiar mă uitam pe o statistică că din ponderea totală de fonduri atrase în ultima perioadă, în ultimii mulți ani în județul nostru, anul trecut s-au absorbit undeva la 140 de milioane. Chiar vorbeam cu vicepreședintele Pădurarul de la Consiliul Județean și l-am felicitat pentru activitatea lui alături, bineînțeles, de astăzi, domnul Jean Asaftei și de toată întreaga echipă, pentru ce au reușit să facă vis-a-vis de atragerea de fonduri europene. Se vede un suflu bun, se vede echipa că funcționează și stau și mă gândesc dacă acum merge așa, ce se va întâmpla din septembrie, când domnul Harpa va prelua conducerea Consiliului Județean, care are un background puternic, da? Un istoric, ca să vorbim românește, să lăsăm cuvintele din limba engleză la el acasă, are un istoric foarte puternic în accesarea de fonduri. Vă dați seama unde vor ajunge toate aceste proiecte. Sunt oameni care au experiență în administrație, sunt oameni care știu foarte bine, și aici chiar vreau să intru un pic în subiectul ăsta și ne ducem și pe Valea Muntelui, revenim, coborâm de la Borca până la Alexandru cel Bun, ca să facem și o radiografie a zonei. Dar stăteam și mă uitam de multe ori în campania electorală, practic îți dai seama de cât de bine este pregătit omul politic. Și de ce spui cât de bine este pregătit omul politic care candidează? Unul care n-a avut nicio funcție în administrația locală, vorbesc gen primar sau un ales local, nu va înțelege tipicul acestei activități. Și va încerca să vină cu niște mesaje pompoase. Un om care are activitate, care a făcut proiecte, care a dezvoltat, ăla știe și cum să implementeze și să îmbine fondurile guvernamentale cu fondurile locale. Este foarte important să nu vii... Bun, în momentul când ai niciun proiect, vii și spui. Te urci pe niște proiecte existente, spui că le faci, spui că le continui. Mă uitam cu mare atenție la... Și aici cred că domnul președinte Harpa o să vină în momentul în care va prezenta programul dânsului și o să-l prezinte pendelete. Dar sunt câteva componente foarte interesante care mi-au atras atenția. Am văzut la... Am tras și eu cu ochiul, ca să zic așa, un pic la modul pragmatic în care se elaborează acest program. Toată lumea se urcă pe subiectul, am văzut, cu spitalul și cu drumul expres, care le-am discutat aici, le-am paradiscutat. Spitalul, să știm că se va face, nu e niciun fel de problemă, se va construi, deci eu aș închide subiectul ăsta odată pentru totdeauna și l-aș lăsa să meargă mai departe. Drumul expres, Piatra, Bacău, unde n-au avut niciun merit, ok, se urcă alții pe ele și asta e ok și ăla se va face. Deci astea sunt lucruri care au fost pornite din trecut și se vor face. Important e ce se face la nivel de județ. Pentru că unele lucruri, repet, se fac cu fonduri guvernamentale, dar și județul trebuie să aibă implicare. Eu am văzut că sunt aduși în periplu pe la Neamț oameni de valoare. Dar județele nu seamănă între ele. Mare atenție. Mă referiți la Bihor și la Neamț. Mă refer la Bihor. Și eu am venit și stau de mai bine de 5 ani de zile în Piatra și aveam o viziune legată de Piatra Neamț și de județul Neamț. Când am venit în 2019, iar acum văd lucrurile diferit. Eficiența unui om se bazează mai întâi pe identificarea problemelor
și generarea de soluții bazate pe tipicul local. Nu poți să catapultezi pe cineva direct și să reușească printr-o soluție așa, wow, care a funcționat într-un loc să funcționeze peste tot. Bașca faptul că noi avem manageri buni și aici la noi în județ. Adică trebuie să ne uităm, urmă și uita aici în curtea noastră, la Târgu Neamț. Manager la spital, foarte bun, care a reușit să echilibreze și costurile și așa mai departe, în pofida unui sistem de asigurări de sănătate care trebuie și el updatat și readus în parametrii normali cu cheltuielile și cu costurile aferente. E, de ce vă spun că e foarte important? Mă uitam la Valea Muntelui, că a spus de Valea Muntelui. Acum, noi vom avea construcții, ca să spun așa, importante. Mamut în Piatra Neamț, nou spital, se va investi în vechiul spital. Da? Ce se întâmplă cu oamenii care au probleme, nu știu, de sănătate la Borca, de exemplu? În cât timp ajunge o ambulanță acolo? Că vă spun un lucru. Dacă ai un infarct, primele 10 minute sunt vitale să-ți ajungă ambulanța să-ți acorde primul ajutor. De asta vă spun că e foarte important să ne uităm la proiectele macro, dar haideți să vedem ce facem și la nivel micro. Pentru că sănătatea trebuie asigurată pentru toți. Ori ca să ajungă în alea 10 minute, trebuie făcute niște centre de permanență, niște centre unde să instruiești oamenii astfel încât să poată să acorde primul ajutor. Bineînțeles, după care să fii preluat și dus la un spital gen Bicaz sau... Dar pentru asta trebuie avută o viziune. De asta vă spun că oameni care fac doar la 4 ani campanie electorală, cum sunt oamenii care plimbă tot felul de manageri, n-am nicio problemă cu managerul de acolo, să ne înțelegem. Eu am problemă cu modul lor de a face campanie. Este unul ineficient. Nu ești conectat la problemele locale. Oameni care trăiesc aici și care văd problemele se gândesc. De asta vă spun că eu cred că un proiect foarte benefic ar fi și acesta pentru județ, implementat, bineînțeles, în parteneria cu Consiliul Județean, cu Spitalul Județean, care era unor centre de permanență care se acordă de primul ajutor în momentul în care sunt niște probleme stringente care țin de salvarea vieții omenești. Da? Doi la mână. Toată lumea văd că în campania electorală toți devin români adevărați. Bine, cu râm mulți. Cu râm mulți, da. Eu fiind răit, e... cu râm mulți, da? E... Ce facem noi pentru producătorii din România? Pentru că așa în teorie, știți, ieșim, domne, ne îmbrăcăm, ne luăm tricou, cumpărați românește, trăim românește, facem românește. Bă, dar cu ce ajutăm, propriu zis, producătorii? Îi ajutăm cu ceva? Vă spuneam acum ceva timp când am fost la dumneavoastră în emisiune, vis-a-vis tot așa de un proiect care, la care se lucrează foarte intens, vis-a-vis de crearea unor zone de desfacere strictamente pentru produsele românești. La fel, un alt proiect în care trebuie să se implice Consiliul Județean și se va implica, bineînțeles, sub conducerea domnului Harpa. E, iată că sunt câteva exemple care îmbunătățesc sănătatea, calitatea vieții, ajută economic județul. Până la alea mari, haideți să le facem pe astea care sunt vitale și necesare. Și după aceea le implementăm și pe alea, care oricum au un... Oricum, proiectele se implementează în ritmul lor. Oricât am vrea noi să grăbim anumite lucruri, sunt faze peste care nu poți să treci. Evaluare de oferte, desemnare, contestații. E lucru pe care poți să-l faci. Dar tu, în momentul în care știi administrație, și aici vă spun că este marele, marele avantaj a domnului președinte Harpa. Dom'le, trei mandate. Trei mandate de primar, da? în orașul Târgu Neamț. Trei mandate în care a confirmat. Scuzați-mă, orice spune are legitimitate și dacă n-aș fi la PSD, aș fi un cetățean. Aș asculta unul care are experiență față de unul care vrea să vină să-și câștige experiența în instituție. Da? Deci, vă spun de proiectele astea, vă spun de lucruri care sunt benefice, care se vor face. Garanția că se vor face stă în cuvântul unui om care a demonstrat prin ceea ce a făcut. Și de asta eu cred că este musai necesar ca de data asta, ca și în alte dăți, deci nu numai data asta, ca și în alte dăți, oamenii să judece foarte bine, să vadă ofertele, că ofertele electorale nu trebuie să fie doar marketing. Că de obicei, știți, vin consultanții și zic, domne, pac, ieșim, facem două poze, mergem la cu nu știu cine. Nu, experiența și marketingul trebuie făcut pe ceva ce există, da? Pe istoricul omului. Asta este cel mai important. Revin, fac o paranteză. Ați spus că proiectul noului spital, deci nou spital va fi construit oricum. Pe ce vă bazați?
vorba... Pe ce mă bazez? Păi mă bazez pe faptele reale, pe lucruri, pe derularea procedurii, pe faptul că sunt bani care trebuie accesați și se vor accesa și pe faptul că atât Ministrul Sănătății a dat asigurări în sensul ăsta. Mă bazez pe lucruri date de elemente concrete. Adică dacă vorbeam de un proiect care era acum în fază incipientă, doamne, stai că trebuie să lucrăm, nu știu, să vedem unde facem spitalul. Adică nu era nimic construit legat de... Bun, până la urmă el a fost în lista PNRR, adică nu discutăm. Nu mai lista PNRR, dar sunt și proceduri care au fost derulate, adică nu sunt lucruri care sunt în neant, așa ne-a venit o idee și acum ne apucăm, că dacă acum vorbeam prima oară de spitalul, de noul spital, probabil că primii pași îi vedeam peste un an, doi. Nu e simplu, eu vă spun, uitați-vă, vă dau un exemplu. Piatra Neamț-Bacău a fost licitat în 2019, l-am scos la licitație când eram ministru, da? S-a lucrat la studiul de fezabilitate încât a devenit un proiect tehnic. Ceea ce nu e un lucru rău, că asta înseamnă că se va reduce foarte mult perioada de proiect tehnic. Dacă îi dădeai, nu știu, 6 luni sau 9 luni, acum o să-i dai o lună de zile, probabil, fiindcă el este făcut în detaliu. Nu este un lucru rău lucrul ăsta, la fel și legat de spital. Lucrurile sunt avansate. Iar nu vreau să avansez eu un termen, dar eu vă spun că în mandatul domnului Harpa, de președinte al Consiliului Județean, cred că undeva va fi finalizat la nivel de 90%, dacă nu chiar 100%, cu un constructor bun. Bun, acum cineva face o glumă. Dar trebuie să facă cineva și glumă. În care mandat al domnului Harpa? În mandatul de 2022, următor sau în celălalt? Nu, eu vorbesc de mandatul 2024-2028. Am înțeles. Glumele sunt binevenite. Știți cum e? În lipsă de doamne feștilor, o să aduc un acuză. Dar de multe ori, știți, când mai mă duc la emisiuni, scriu tot felul de răutăți sau intră în chestii personale. Nu, eu zic că important nu e să stai la șprițuri, la mese și să vinzi povești oamenilor prin comune. Asta vis-a-vis de cum se desfășoară campania unora pe Valea Muntelui. Important este să duci la oameni și să le oferi soluții și proiecte. Că așa că ești băiat bun, ok, băiat bun poți să fii în multe situații, dar dacă ești doar băiat bun și nu ești în stare să aduci un leu sau un proiect, pe mine asta m-ar interesa să văd. Dom'le, a zis și mie, un proiect pe care l-ai făcut, vrei să candidezi? Candidează, nicio problemă. Ești localnic, ești de aici, născut, crescut. Zici și mie ce ai făcut tu pentru județul tău, care te-a mandatat, care ți-a dat funcție, secretar de stat, prefect, nu știu ce alte funcții. Păi zi-mi un lucru care l-ai făcut. Un proiect. Am făcut și eu o alimentare cu apă, o canalizare, nu mergem în drumuri sau astea, adică lucruri complicate. Un proiect pe care l-ai făcut tu. Sau l-ai adus tu, sau l-ai sprijinit, sau nimic. De asta vă spun că, în general, chestia asta cu băiatul bun, că știe să vorbească, să stea de vorbă cu oameni, să... da, e una tu, dar pe de altă parte nu e o certitudine că va sprijini echipa. Iar eu vă mai spun un lucru. Ați văzut că din echipa actuală a Partidului Național Liberal au cam plecat unii și alții și au venit către o echipă serioasă. Că tot vorbeam la început de echipă serioasă. Bine, acum au mai plecat. Da, mă rog, dacă stăm să facem ponderea, e în favoarea Partidului Social Democrat. Sunt veniturile. Acum știți care e treaba. Eu am spus-o și nu mă feresc să o spun. Au plecat dintr-o parte în alta, dar de fapt sunt în același loc până la urmă, că sunteți la guvernare. Bun, este o guvernare care bicefală. E la nivel național, care e susținută, bineînțeles, în Parlament de coaliție, dar știm foarte bine că această coaliție, din păcate, nu funcționează tot timpul la fel de eficient, dar spune și la nivel de județ. Ar fi un lucru benefic să întâmple lucrul ăsta, bineînțeles, că acolo unde e consens și nu e luptă și lucrurile merg mult mai simplu. Dar, nu știu, nu mai stau să intru în istoria ședințelor de Consiliul Județean, când vedeam că pentru proiecte vitale, pentru nemțeni votau împotrivă sau la buget votau împotrivă, total anapoda. Eu dacă aș fi în opoziție, pe cuvântul meu, dacă aș bloca un proiect benefic. Și asta mă uitam inclusiv la nivel de unele comunități. Eu n-aș putea niciodată. Care-i miza? Care-i logica? Oamenii mici gândesc mic și gândesc așa și zic, domne, dacă îl blochez pe ăsta și nu face proiectul, se vor supăra alegătorii și mă vor vota pe mine. Greșit, pe ăla că nu-i votez. Ăla spune la alegător că nu i-ai votat. Și pe cine se supără? Pe ăla care n-a votat. Adică
sunt niște gândiri din astea ale unor oameni de, nu știu, mai bine să duc să, să planteze panseluțe sau nu știu ce să fac. Și astea, să știți că panseluțele e o întreagă istorie, dar știți foarte bine, plantatul panseluțelor poate să te îmbogățească. Probabil că pe unii vor îmbogăți sau i-au îmbogățit sau nu știu, aveți dumneavoastră niște elemente mai bune. Nu știu că n-am plantat panseluțe și nu mă interesează. Pe mine știți cum e, vreau să fac, asta am făcut și asta îmi doresc să fac în viitor, să fac, să aduc proiecte. În administrația publică locală două lucruri te îmbogățesc, panseluțele și bordurile. Bordurile, da. Da, asta... panseluțele și bordurile. Deci, panseluțele să trec repede, trebuie să iei altele, bordurile... Oricât ar fi de bune, poți să le înlocuiești pentru că vine un proiectant sau un... Să-ți spune, de bordura asta are 2 mm în plus față de ce gândim noi pentru traficul viitor. Și atunci... Da, o explicație găsești la orice, dar... Haideți să vedem ce se întâmplă pe Valea Muntelui. Pe Valea Muntelui s-au stabilit candidații... Aici vorbesc de Partidul Social Democrat. Păi nu, la asta, că nu vorbesc de ceilalți. Da, de ceilalți, că sunteți sături, cred, că se perindă pe aici și vă povestesc toți. Da, nu, eu sunt un tip care îi primesc pe toată lumea, îi ascult. Deci nu e niciun fel de problemă, dar mă interesează lucrurile care se întâmplă. E o zonă specială în județul Neamț, Valea Muntelui. Este o zonă specială, este o zonă... ca să vă spun, cu un impact turistic foarte mare, o zonă care mă bucur nespus de mult că am contribuit la dezvoltarea infrastructurii de acolo. Vă referiți la drumul de la... DN15, da, unde, bă, care a dat foarte multă valoare zonei și economică și turistică și așa mai departe. Deci am stabilit toți candidații, știți foarte bine, bă, vis-a-vis de bă, la Alexandru cel Bun este domnul primar Rotar, un om cu experiență, un om care s-a realăturat echipei, un om care aș spune că are calitățile unui lider. De foarte multe ori îmi spuneau colegii de acolo, domne, e așa, e foarte dur cu noi în exprimare câteodată, ca lider, trebuie să fii dur și să faci lucrurile să se întâmple. Vorbeam înainte de emisiune de oamenii care sunt în administrație și nu au calități de lider. Devin captivi funcționarilor. Da. Și atunci nu reușești să-ți faci lucrurile așa cum trebuie. Capacitatea de decizie trebuie să fie la cine? La cel care este numărul unu. Toți ceilalți vin și spun tot felul de povești, dar în schimb tu trebuie să fii cel care iei decizia, pentru că lumea nu va spune că e vinovat ăla de la juridic, investiții, economii. Va spune cine e vinovat. Cel primar. Care conduce. Exact. Deci tu decontezi ca primar sau președinte de Consiliul Județean. Decontezi. Tu ești cel care decontezi. Da. La Pângărați este Cristi Croitoru, actualul viceprimar, un om extraordinar de muncitor, extraordinar. Deci un om de administrație, face peste 20 de ani administrație. A trecut cu arme și bagaje la Partidul Social Democrat pentru că a văzut o echipă, a văzut oameni care... Și cu echipă? Sau... Și cu echipă și cu... A văzut oameni care sunt orientați pe proiecte, oameni care stau să asculte, oameni care generează soluții, nu doar oameni care vin și își dau aere de șef sau de nu știu ce, se văd viitorii președinți. La Tarcău se reîntoarce domnul Găină, Lulu. Un personaj. Un personaj, da. Chiar când am fost la lansare... Lulu și pălăria lui. Să știți, asta vreau să vă Lulu spun. Lulu și pălăria lui. Vă spun tot farmecul bine. Pe lângă incompetența administrativă, stă și în acea pălărie. La un moment dat ne-am dus la lansarea domniei sale la candidaturii și nu mai avea pălăria în cap. Și tot întrebam, unde-i primarul? Unde-i, că nu-l vedeam. Spuneți, domnule, pălăria, că altfel altă notă îți dă. Pălăria e... Este cunoscut. Elementul de distinție. Da. La Bicaz lucrurile, mă rog, le știți foarte bine așa cum sunt. Deci domnul Sălăgean. Da. Am avut câteva discuții cu dânsul, au fost câteva probleme legate de spital care încercăm să le rezolvăm. Mai departe, dacă mergem spre... Ne bifurcăm, dar nu mergem spre Hangul, o luăm în partea aceea spre Bicaz Chei, unde avem pe domnul Chirilă, un om destoinic de afaceri care a avut foarte multe acțiuni și încă vorbeam de campanie. Campania nu se face în pre-campanie sau în campanie, se face în permanență. Foarte multe acțiuni, un om credincios, un om cu suflet bun care sunt convins că va face o figură foarte frumoasă la aceste lor alegeri.
Labica Zagdelean este un tânăr, Alexa Daniel, a dorit să se implice în politică, este muncitor. La fel, sunt convins că va face o figură foarte bună. Avem iarăși o rudă de-a domnului Găină la Dămuc, pe Ioan Găină Ioșca, care va fi candidatul Partidului Social Democrat la alegeri. La Hangu candidează actualul viceprimar, domnul Pintea. Evident, el este viceprimar cu atribuții de primar. Practic, el de câțiva ani, da, de 2 ani a fost, și ceva, da, el a activat ca primar, acum ce să mai... El este viceprimar, exact, dar are atribuțiile de primar și le-a exercitat. Da. La Poiana Teiului nu mai e nevoie de alte introduceri. Doamna primar Ancuța câștigă en passant, n-are nicio treabă. Este un en om passant pa la Lorena, nu avem mers la Bo. En passant ver la primărie, ca să zicem, și peste ceilalți. En passant la Bistriță. Este o femeie puternică care s-a implicat în campaniile electorale și nu numai în campaniile electorale, că astea, repet, sunt trecătoare, ci s-a implicat pe toată perioada mandatului. Este un om apropiat de localitate. Chiar anul trecut îmi amintesc că am fost la o ședință, că erau problemele legate de apariția urșilor în unele gospodării. Chiar m-am nimerit într-o vizită la primărie, la dânsa, veniseră foarte mulți simpatizanți de la Partidul Extremist AUR, care, ei știți, tot timpul contestă, dar n-au soluții. La Farcașa, știți foarte bine, este domnul primar și m-am bucurat extraordinar de mult că a făcut pasul către Partidul Social Democrat. Este un primar destoinic, un primar tânăr, de viitor, de perspectivă, care la fel a arătat ce a putut să facă cu comunitatea și sunt convins că are multe lucruri de spus în politica nemțeană în perioada următoare. La Borca va candida Alexandra Niță. Aici este o situație specială la Borca. A avut primar pe funcție, nu? Domnul Ruscan. Petrică Ruscan. Ruscan, da. Care nu mai candidează. Ne puteți spune ce s-a întâmplat? Nu. Domnul primar este un om tare bun, pe care îl pot numi prieten și care sper să rămână. Care a făcut treabă. Așa... Și vă spun de ce. Sunt oameni care sunt făcuți pentru politică și oameni care nu sunt făcuți pentru politică. Nu vorbesc de administrație, mare atenție. El este un om care a dezvoltat comunitatea, un om cu o imagine extraordinar de bună. A lucrat cu Alexandra de ceva timp, fiindu-i consilieră personală. De altfel, Alexandra se trage din familia domnului Ovidiu Niță, ca să ne fost înțelegem, fostul primar al comunei. Deci, practic, linia administrativă este una benefică și care demonstrează că va face lucruri. Este o fată care s-a implicat și sunt convins că va duce mai departe proiectele domnului actual primar, cât și fostului primar. A lucrat la ele, este clar. A fost acolo, știi. Da, nu, categoric știu, dar iar Petrica este, cum să vă spun eu, este un om cu care poți vorbi ca de la om la om. Este, pe lângă faptul că a confirmat din punct de vedere administrativ, a și confirmat și confirmă din punct de vedere uman, ceea ce este foarte important. Numai că problema e că el probabil își vede un alt traiect și un alt viitor din punct de vedere al lucrurilor personale, nu politic, pentru că politic nu s-a pus niciodată problema să... Eu sunt convins că dacă el candida, nu erau probleme mari să obțină din nou... Nu, acum cred că vor fi probleme nici acum. El o susține necontenit pe Alexandra, fac echipă și sunt convins că expertiza lui își va spune cuvântul și în... Eu știu care este politica PSD-ului. În general, mergem cu primarii pe funcție, acolo unde nu sunt... Da, nu, acum, bun, este o politică a PSD-ului, mare atenție. Acum am închis subiectul, da, de Borca. Absolut, da. Este o politică a Partidului Social Democrat, dar pe de altă parte, să știți că și acolo unde simți că primarul are probleme sau că, bun, nu câștigă... Avem cazul de la Dochi. Iei niște măsuri, pentru că nu poți să stai și să mergi în condițiile în care, sau dacă primarul nu-și mai dorește. Și asta e un alt element. Adică sunt cazul domnului Ruscanu. În condițiile în care primarul nu-și mai dorește, atunci na, trebuie să vii și să iei niște decizii. Sau oscilează, nu știe ce vrea să facă.
Dacă mergem în partea cealaltă spre Green Sieș, la Green Sieș este un fost cadru militar, domnul Cordel Constantin, a lucrat în poliție în trecut. Iar la Ceahlău, aici este surpriza cea mai mare, doamna director Ciucanu, o femeie care are o mare, mare trecere la alegătorii din comuna Ceahlău. E director de școală, cunoaște toată lumea. O femeie care de-a lungul timpului a demonstrat aptitudinile administrative benefice care le-a avut în momentul în care a condus această școală, cât și acțiunile complementare pe care le-a avut implicând toată comunitatea. Am mare încredere în ea, o susțin, credeți-mă, necontenit și sper să facem acolo una dintre cele mai mari surprize ale județului. Mă uitam, să știți că în momentul în care am hotărât să mergem pe doamna director, și aici de asta vreau să fac un pic, să poposesc ca să povestesc un episod foarte important, am sondat comuna, am sondat mai multe comune de pe raza colegiului, dar la Ceahlău am fost chiar personal. Și am rămas uimit de cum vorbea lumea de dânsa, cât de frumos vorbea lumea de dânsa. Nu a fost niciun fel de problemă să luăm o decizie instant legată și să, cum să vă spun, e o bucurie să vezi că un om integru, un om corect este apreciat de comunitate. Știți că de obicei în politică competența e importantă, dar e importantă când ajungi pe funcție, că atunci ales ce faci. Dar în primă fază trebuie să fii foarte apropiat de comunități și nu neapărat în sensul în a-ți arăta cât de bun ești, ci să fii, cum ziceam mai devreme, băiat de treabă. Băieții de treabă de obicei nici nu prea confirmă foarte mult. Eu am rămas uimit și vă spun, doamna director, sunt convins că va face o figură foarte frumoasă și pe mine cel puțin în perioada următoare o să mă vedeți foarte des în acea zonă. Mă interesează foarte mult ca rezultatul dânsei să fie maximizat și susținut la maxim. Acum, rolul partidului este să aibă grijă să transfere această imagine a profesionistului director de școală spre omul care vine în politică și în administrație. Că de multe ori apreciez un om pentru ce face, așa, când îl vezi că zice, dom'le, vine să se intre în politică. Stai un pic. Și atunci aici este marea artă de a putea transfera lucrul acesta. Slavă Domnului, aici vreau să fiu subiectiv. Noi, Partidul Social Democrat, stăm foarte bine pentru că, din punct de vedere al administrației, avem oameni bine pregătiți, inclusiv dacă luăm pe doamna director de școală, a implementat proiecte, a făcut, deci are un buget, știe să lucreze cu oameni, nu e străină de tot ce se întâmplă. Iar uitați-vă, revin la ce vă spuneam la începutul emisiunii. La noi toată lumea are experiență în administrație, pornind de la președintele Harpa, da, până la candidații care, fie ei candidați de care sunt primari în funcție, sau și ceilalți care au o experiență vastă și acolo unde poate candidatul nu ar avea atât de multă experiență, vine și suplinește foarte mult echipa, pentru că echipa este clar, noi suntem o echipă, da, deci nu lucrăm. Eu sunt foarte mobil, merg foarte mult în județ, da? Oriunde e o problemă mă duc și mă implic. Adică dacă e un proiect de hotărâre, îl iau și eu și îl citesc și mă uit și îmi dau un punct de vedere pe el, care spune eu că în oricare măsură este avizat, că interpretez în general bine și oportunitatea și finanțarea și așa mai departe. Deci echipa va funcționa, dar cel mai important lucru e ca în luna iunie, pe 9, să finalizăm cu un scor foarte mare, astfel încât județul să beneficieze și de fondurile necesare de care sunt nevoie pentru continuarea unor proiecte, da? Care sunt acum în derulare. Să zic că la un moment dat ar trebui să nu vă fac eu programul la emisiuni, dar chemați-l pe domnul Păduraru, pe domnul Asafte, chemați-l, stați de vreo, pentru că vă spun... Să vă spun eu, noi pe domnul Asafte nu îndrăznim să-l chemăm, pentru că dânsul este atât de ocupat încât de multe ori e greu de găsit, adică e pe drumul. Eu cred că jumătate de oră cei doi le mai puneți aici, uitați o măsuță și... Nu, avem, mă mut, da, eu acolo, nu, sunt convins. Mă mut eu acolo, da, și... Dar nu, dar dacă domnul Asafte... Au făcut niște lucruri, chiar vorbesc, să știți, de foarte multe ori
Și îmi pare rău că nu e să spună, domne, câți bani se bagă în proiectele, nu numai pe fonduri, ci și proiecte guvernamentale se bagă în acest județ. Domnul că ăsta este meritul, să știți un lucru. Pe de o parte este meritul administrativ al echipei, dar și meritul politic pe care îl are președintele Harpa. Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă cineva să vorbească, trebuie să vrea să vorbească. Nu neapărat. Noi facem invitații, dar trebuie să fie și acceptate, știți? Am înțeles. Adică noi putem să ajutăm, de exemplu, dacă domnul președinte este la inaugurarea unui pod și este undeva, noi putem să facem transmisie de acolo. Îi dăm un link, intră cu noi în direct, adică chiar nu e o problemă. Da. Numai trebuie să-și dorească lucrul acesta sau să-l accepte. Este o diferență. Da, uite, mă întreabă cineva dacă există în programul partidului ceva despre satele Secu și Izvorul Alb. Eu acum vă dați seama că nu pot să prezint eu absolut proiectul viitorului președinte al domnului Harpa. Eu mi-am permis decât să spicuiesc niște lucruri, pentru că văd că se întâmplă anumite lucruri pe scena politică și sunt transmise niște mesaje prin intermediul presei. Și ce vreau să înțeleagă nemțenii, pietrenii, bromașcanii, toată lumea din acest județ, să înțeleagă un lucru. Că una e marketingul și alta e profesionalismul care e dat de istoric și de proiectele pe care le-ai făcut. Că și eu pot să vin nu să profesionalism spun, în marketing. Nu profesionalism în marketing. Și eu pot să vin, credeți-mă, să vă spun niște povești acum de... și să fac postări și să bag bani în postările alea, să ducă peste tot. De obicei, cine transmite mesajul ăla prinde primul. Nu, nu. Mesajul trebuie să fie clar înțeles. Un om care vine și se urcă pe niște proiecte existente, de care deja cred că s-a și plictisit lumea. Credeți-mă că dacă vin la emisiuni. Deci cred că am vorbit de spital și de drumul expres Piatra Bacău, încât deja e gata. Bă, gata, trecem și la ceva. De asta vă spun. Consiliul Județean trebuie să se ocupe de proiectele din județ. Da? A fost, astea sunt niște, cum să vă spun eu, artificii legislative care noi le-am făcut să atragem proiectele la nivel de județ. Vorbesc de spital și de drum expres. Județean, da. Pentru că altfel ele se implementau de către capitală, de către București. Dar nu știm când. Așa le implementăm și suntem noi implicați și vioara întâi. Dar astea, gata, hai, dă-le la o parte. Bă, ce faci tu concret pentru oameni? Că vorbim de sănătate, da? Eu vreau să știu că oamenii din acest județ beneficiază de servicii medicale de calitate. Vreau să știu că mănânc sănătos, că știu să mă duc, nu știu, la Rosnov, la Târgu Neamț, la Bicaz, la, nu știu, să mă duc și să-mi iau de undeva, să fiecare zonă să aibă cât un obor al lui, cât un târg al lui, sprijinit de Consiliul Județean, de unde... să-mi vină și toți producătorii, că noi avem o istorie bună aici pe partea de agricultură și e păcat să n-aibă loc unde să-și desfacă. Bun, le dai la hipermarketuri, dar poate omul vrea să vină să-și ia dintr-o piață. Nu poți să-i oprești lucrul ăsta și atunci tu ce faci ca și autorități? Faci, nu știu, oboare pe mijlocul drumului Piatra Bacău? Hai să fim serioși, adică gata, am înțeles subiectele, sunt frumoase, ne-am urcat pe ele, n-au avut niciun merit peneliștii, dar s-au urcat pe ele, urcați-vă pe ele. Da, de asta vă spun, domnul Harpa a venit cu proiectul foarte clar pentru județ. Restul sunt povești frumoase care o să le auzim. Credeți-mă că în această campanie, dacă s-ar face 10% din ceea ce spun unii care n-au făcut nimic, sau nu care, dacă ar face... Dacă măcar ar sta cu minți fără să încurce, mult mai departe ar fi acest județ. Eu din ce spuneți dumneavoastră văd că oponentul principal în campanie pare a fi PNL-ul. Sunteți, nu amintiți nimic despre alte partide? Păi, la alte partide, mă rog, ce aș putea să amintesc? Să vorbesc despre cine? Să vorbesc, spuneți-mi dumneavoastră. Este o USR care a prejudicat bugetul de stat cu 1 miliard de euro. Făceam 10 drumuri expres sau făceam 3 spitale, 2 spitale regionale pe vaccinuri și a ținut lumea în pandemie acasă cu Orban. Ei fumau trabucuri, beau whisky-uri prin birou și oamenilor le puneau imnul național să-l cânte duminica de la 17 la 19.
ca să fie strigă sentimentul de patriotism, ce să vorbesc de celelalte partide? Aur. Să vorbesc de aur, ce să vorbesc de aur? Că fac scandal tot timpul, că zice președintele aur, primiți pe oricine în partid doar să ne voteze, interlopi, infractori, golan, primiți în partid. Adică, știți, lumea, ei vor să fie un colector al nemulțumirilor oamenilor, dar ei nu au niciun fel de soluție. Gândiți-vă, a mai trăit experimentul în care USR-ul a luat primării și a pus în cap tot sistemul de administrație din orașul ăla. Vă dau un exemplu simplu, care dacă orice cetățean intră pe Facebook și scrie Clotilde Armand de la sectorul 1, veți vedea numai poze cu șobolani. Au distrus sistemele de administrație, au distrus tot. Ce să încercăm? Să dăm o șansă cu ei să vină la cu comunități, oameni de la aur? Păi ce să facă aurul care îi colectează, repet? Ei cum s-au ridicat? S-au ridicat pe chestiunea cu pandemia. Asta a fost trambolina lor, da? Și de acolo ce vedem? Scandaluri, certuri, o organizare haotică în care astăzi e cineva, mâine e altcineva, e un candidat, vine alt candidat. Asta nu-i serios. Gândiți-vă că ar ajunge într-o primărie. Hai să luăm ipotetic, ar ajunge, nu știu. Domnul Lavric, la Consiliul Județean. Nu, eu vorbeam de primărie, nu, asta este greu. Nu, îl cunosc, am o relație bună cu domnul Lavric, este un om de cultură, dar, mă rog, n-are. Credeți-mă că mai apropiat sunt eu de orașul Piatra și de Neamț decât este dânsul. Nu o spun în sens peorativ, o spun în sensul care... Dar dânsul a spus că de câteva zile a luat contact cu realitatea din județ. Deci nu pot să vin în campanie acum și să încerci să muți munții din loc în condițiile în care n-ai făcut-o atâta timp. Nu, trebuie să aibă un candidat, dar gândiți-vă că ajunge la primăria Piatra Neamț cineva de la ce ar face? Când ei își destructurează echipele la 3 săptămâni. O să treacă și anunță ideea, și anunță intenția de a fi coordonatorul filialei PSD Piatra Neamț. Nu, deci vă spun că din punctul meu de vedere astfel de experimente nu-și mai au rostul în administrație pentru că suferă foarte mult cetățenii. Multe partide repet că pe nemulțumirea omului și când ajung în acea poziție uită de absolut tot. Oamenii trebuie să se uite la cei care au tradiție, care știu să facă proiecte, care știu să fie aproape de oameni, care știu să asculte oamenii, care știu să sprijine oamenii, care nu sunt conflictuali. Eu nu cred că își dorește cineva ca la un numat sau undeva să avem o persoană gen șoșoacă toată ziua să țipe. Păi ok, când mai faci și treabă, țipi. Faci și treabă? Nu. Ok, rămâi cu țipatul, frate, atunci. Lasă-ne în pace că avem atâtea lucruri de făcut. Pe final, ați candidat acum 4 ani la Piatra Neamț, da? Eu, sincer, așteptam să vă văd din nou candidat, dar mă rog, sunt idei trecute. Sunteți apropiat de staful de campanie. Ce se întâmplă la Piatra? Când domnul prefect va renunța la această funcție și va începe cu o campanie directă? Păi domnul prefect cred că va renunța la această funcție că va câștiga primăria și atunci nu poate să fie și prefect și primar al orașului. Bine, până atunci poate să fie și prefect. Nu fac probleme pentru Adiniță. Este un politician cu experiență, a trecut prin multe etape, știe ce are de făcut, este pietrean. Da? Asta este cea mai importantă calitate. Dacă vă întrebam asta acum 4 ani. Nu, dar eu am spus-o și am să o spun tot timpul. Dacă este o vină și o culpa mea că nu sunt de aici, ok, recunosc vina, dar asta nu înseamnă că nu am făcut lucruri pentru acest județ. N-am apucat să fac și pentru municipiu, dar pentru județ am făcut multe lucruri decât au făcut multe alte persoane, dar nu asta e important, că de asta ne alegem. Înțeles. Nu, da. Dar eu am vrut să vă provoc cu asta. Da, cu nu, iar eu am mare încredere că el va câștiga primăria, îl susțin în totalitate, oricând, orice nevoie are de sprijin, sunt lângă el, necontenit. Îmi doresc să-l văd primar. Cred că va ajunge acolo unde merită. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Încheie emisiunea reamintindu-vă că au fost două meciuri frumoase aseară în Liga Campionilor. Și o emisiune bună. Și astăzi, bine, asta nu mai discutăm.
Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și să ne vedem sănătoși la următoarele emisiuni, că tot am amintit de domnul Lavric, vineri va veni în studio, după ce am făcut o emisiune în care am vorbit așa un pic mai glumeț despre campania domniei sale. Însul mi-a transmis un mesaj și a zis că apreciază ceea ce am spus, că e în totalitate adevărat și că dacă vreau să discutăm lucrurile astea și într-o emisiune, e de acord. Am stabilit pentru vineri, dacă nu se întâmplă nimic, va veni vineri în emisiune. Va fi o emisiune interesantă, zic eu. Deci, încă o dată mulțumesc, să ne vedem sănătoși, domnul senator Răzvan Cuc, din partea PSD-ului, astăzi și probabil și pe viitor. Numai bine, la revedere!